Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. De ce crezi că ai venit aici la șefa cuțite, Sofia? Ca să-l susțin pe tati. Și cum îl susții pe tati? Stând și uitându-mă la ce face el. Și de obicei face lucruri bune. Da. Gustoase. Da. Sunt Dan Cruceru, am 41 de ani, sunt jurnalist de profesie. Unii mă cunosc din zona online pentru că am creat ceva care mi este extraordinar de drag în momentul de față. Se numește Tati Cool. Este o platformă pentru părinți, nu doar pentru tătici. Hai, Doamne ajută! Azi gătesc piept de pui umplut cu ciuperci și spanac pe pat de ratatouille de legume și piure cu trufe. Preparatul meu va fi identitatea unei bunicuțe, simpatică bunicuța. M-aș bucura să fac o impresie bună, să-mi iau cuțit cu care să mă laud acasă și mai vedem după aia. Dragi șefi, fiți buni, fiți milostivi, fiți băieți de treabă așa cum vă cred eu că sunteți. Hai, Doamne ajută! Nu știu eu care e treaba acum, prieten, nu știu ce urmează din trei farfurii, dar așa. Voi doi trebuie să mâncați cel puțin jumătate în farfurii. Bă, dacă e farfuria atâta, o să zic pas și o să mănânc după aia. Păi stai, mă, adică cum pas? Are voie, Cătălin? Da! Așa crede. Dar n-are voie. Băi, ia să vedem. Ce da, aici? Cred că e, mamă, e grea. Crescule. E grea rău. Miroase a brocoli. Nu. No. Conopidă. A ceva gratinat. Bă, o să... Asta e gratinat. Dacă sunt gândaci. Epa! Ia să vedem. Piure cu trufe, piept de pui umplut și ratatouille. Asta deci, nu mai e ratatouille. Și ulei. Mult ulei. Mult ulei. Pune mâna și mănâncă. Mănânc, uite, mănânc, ce să fac? Da, nu știu, comentați, dar văd că Florin bagă la ghiozdan. Ia că ți-a foame mai devreme. Mamă, Cătăline, deci când te prind la pariuri, la ia și mănâncă jumătate de farfurie, să dea domnul să vină o de aia tradițională, știi? Aveați pariu înainte, am înțeles. Și ați pierdut un pariu. Mamă, e piureul meu preferat, făcut la blender. Hai, vă spun, se întinde? Mm-hmm. Și uleiul ăsta de aici e genial. Și eu care credeam că e bun ce-am gătit, dar nu. Hai, Sorine, că stăm după tine. Păi, hai să... Hai. Stai să văd. Am mai rog bucată de carne aia. Băi, pariul, fac. Îmi place de nou. A pierdut bărește să mănânce jumătate foarte. Da? Da. Hai să votăm. Hai. Dumnezeu cu mila acum. Uite, facem așa. Puiul este puțin uscat, dar... Este foarte. Dar tatuia e super gustos. E bun. Ok. Nu cred așa ceva. Bună seara, Dan Cruceru mă numesc. Dan Cruceru. Cruceru. Cu Florin am o istorie veche. A, cu voi deci ești lui mă bucur să vă înțeles. Hai mă, omul e om de televiziune, ce-i... Adică ce glumesc, ce vrei. Ce faci? Bine, minunat. De business-ul tău ar fi interesat, foarte interesat că trebuie să pregătesc ești un viitor apropiat. Am aflat astăzi. Mi-au spus colegii mei că ar că am trebuit să devin. Ok. Da. Interesant sau tată? Că nu... Adică trebuie să-i vinzi espresorul de lapte, păi dacă spun ei mie, s-au rugat de mine 10 sezoane, 9 sezoane să-mi caut iubită. Păi și acum am încercat. Voi să-ți găsim. Ăsta, gata, ce-a văzut copii plecați de acasă, le vedem Da. Dumitrescu are două fete mari, mai văd de ăștia mici pe în curtea școlii. Ar fi frumos, da. Ar fi tare, îți dai seama. N-a lăsat așa. Oh, frate. Ce? Deci nu-mi place deloc. Îmi place foarte mult mesele, dar când se întâmplă asta e foarte nasol. Ce te ține în suspans. Exact. Și simți așa un gol în stomac, a? Dacă ia cuțit, dacă nu. Vrei pe ăsta sau vrei să vezi ce ai sub cloș? Întotdeauna vreau să văd ce am făcut pentru că... Da, ăsta e la imun. Păi nu, pe ăla oricum îl iau acasă. Ce, că îți ia cuțitul sau nu acum? Haide, unul trebuie să ia. Măcar unul trebuie să ia. Hai. Da. Stai că am făcut fața aia.
Ok, ok. Deci voi care ați mâncat mai mult, chiar mi-ați dat cuțit. Mi-ar fi plăcut umplutură puțin mai multă, e adevărat, un pic poate mai asezonat, dar ratatouille este superb. Singura chestie în care nu ți-aș fi dat cuțitul a fost piureul de cartofi, dar restul au echilibrat foarte bine situația. Băi, oricum, pentru mine este... Wow. Acum, ești pus în fața situației de a alege, practic, dacă devii concurent pe bune. Da, bună asta. Sau rămâi Dan Crucerul... Invitatul vostru și de asta taticul. Băi... Oricum, prietenul nostru rămâi. Vă foarte mulțumesc. Da, ai opțiunea asta. Îmi plac provocările dintotdeauna. Deci din punctul meu de vedere răspunsul este foarte simplu, negru. Perfect. Bravo. Și pentru că este prima zi, o să le primești pe amândouă. Atunci, cu ocazia asta, mulțumim negru foarte vedem. Mult. Ai doi copii pentru fiecare cât un cuțit. Aolo, ce să faci acum că unul e negru, unul e gri? Hai să fie show, hai să fie găteală, hai să fie șef la cuțite cu Dan Crucer. Wow, nu-mi vine să cred. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.